Da, aveam semnalele astea de Lexus originale, doar că becul de Lexus este foarte mic și cred că îmi trebuie mie niște lucruri acolo pe care nu le-am mai pus, așa că mi-am luat niște semnale depo pentru Toyota cu look de Lexus, dar pentru Toyota și cu bec mare și cu nu știu ce, ca să facem să fie bine, așa că nici o zi fără Toyota, deci schimbăm semnalele pentru a treia oară, doar. Bine ați venit la Soare în Ochi, iarna, așa e la noi iarna în București, 20 de grade. Da, bine ați venit la Stax TV, un nou episod cu Toyota, din ce în ce mai rar, că nu prea mai am ce să-i fac. Nu prea mai am... Oh, scuze. Am reparat, am schimbat, am recondiționat, am pus, am făcut, am... Nu mai am, deci... Ori trebuie să-mi cumpăr o altă mașină, să o repar și pe aia și să... zi și să fac episoade cu ea, ori nu știu, dar eu cred că ar trebui să mai cumpăr o mașină, sincer, și dacă ar fi să fac asta, să-mi spuneți și voi ce ar fi interesant să vedem pe canal, să recondiționăm, să modificăm, să facem, să dregem, să fie, că oricum am doi copii, doi băieți, să-mi trăiască, vă mulțumesc asemenea și să fie sănătoși și ai voștri și ai mei și trebuie să le cumpăr mașini, să dai seama că se fac mari ăștia, să mă apuc de treabă. Deci, aștept în comentarii să-mi spuneți ce mașină să mai luăm la Stax, să o modificăm, să o facem, să o dregem și poate la sfârșit să o dăm premiu. Dacă dați și voi subscribe acolo, să avem și noi 100.000 de subscriberi, că se schimbă viața la 100.000, nu știu ce se va întâmpla, dar sunt tare curios. Mă o să o spăl pe dedesubt, pentru că vreau de niște ani să-i fac un tratament pe sub dânsa, că ea săracă e ruginituță și nu putem să o lăsăm așa să le bate în joc. Anul trecut am zis că da, am dat cu o soluție din aia de stopare a ruginii, de făcut, de trebuie. Nu prea cred în lucrurile astea, dar dacă voi aveți niște soluții sau niște variante, puteți le scrieți în comentarii ca să discutăm și să vedem și noi ceilalți care nu avem așa multă experiență în treaba asta cu rugina și pe sub mașină, să ne spuneți ce folosiți voi. Nu am nicio problemă că facem reclamă la anumite produse sau nu, dar ne dăm cu părerea cilișa, discutăm și vedem care e cea mai bună variantă. O să vă arăt ce folosesc eu. Nu știu cât de bun sau rău, dar asta folosesc. Dar înainte dăm frumos un jet ca să spălăm pe dedesubt bine de tot. Să nu uitați că mașinile de off-road se spală mai mult pe dedesubt decât pe afară, că acolo e mult noroi și acolo e problema cea mai dureroasă. După care am... Hai că vă arăt eu. Soluțiile, am pus și folii, Vă arăt în episod. Da, mă, și ca să vă arăt, asta este diferența. Așa arată un semnal original. Așa arată un semnal original. Și așa arată un semnal de producător. Asta ca să mai coborâți pretențiile când luați, știi, piese. Așa arată. Așa. Atât s-a putut. Ce să facem? Știi ce zic? Aia e viața. Dar măcar avem bec mare, știi? Le-am schimbat pentru că prea puțină lumină aici versus aici. Și acum mă vede și pe mine lumea pe stradă, semnalizez, dau semnal, fac, dreg și cu nimic nu mă aleg. Da, mă, și după ce am schimbat semnalele și am uitat să pun un puffer de la cu burete, ca astea de producător, vin în sfârșit discuții problematice. Le-am schimbat vineri și ăsta a fost la pescuit. El e pasionat cu pescuit. Ai câștigat? Da. Ai luat și cașcaval? Da. Cât? 1500 de lei. Ești nebun, vezi că la off-road la astea nu se ia 1500 de lei. Bine, mă, lasă, mai contează cât ai băgat. Important e cât ai scos, că e ca la aia la pariuri când îi întrebi. Ia zi, bossule, cum ești? Sunt pe plus? Sunt pe plus orice ar fi. Nu e niciodată pe minus, da. Și am schimbat semnalele pentru că, așa cum v-am spus, alea nu luminau bine și am zis, ok, terminăm cu semnalul agitat. Suntem oameni serioși la aproape 40 de ani. Nu că s-ar vedea din comportament, nu din fizic, că fizicul e altă discuție. Și l-am schimbat vineri. Și vineri ăsta s-a dus la pescuit și zic, pune și mie folie, nu, de-abia de marți. Zic, mă, până în marți, nu știu cum o să trăiesc. I-am parcat mașina aici de bun în fața blocului, ieșeam pe balcon, mă uitam la ea, vedeam semnalele, îmi sărea un ochi aici de bun, am și ochiul umflat. Și acum punem folie frumos, că nu se poate, da? Fără, știi? Și aia e. Aproximativ. Da, mă. Știu, o să ziceți, domnule, folia pe faruri, ți-a din luminozitate, la drum, la nu știu, așa e. Dar nu puteam să văd semnalele. Deci, prima dată folia pe far am pus-o pentru semnalele de Lexus care erau verzi, că așa sunt ele, în tentă verde. Și am zis, e diferență față de far. Pune folie că să facem să fie bine.
Acum am zis, îmi place cu folie neagră pe faruri. Știu, multora nu le place sau, în sfârșit, gusturi și gusturi nu discutăm. Și am zis că tot se vedeau astea urât, că ați văzut cum arată de producător, cu dunga asta strâmbă pe aici, cu toate chestiile. Și am zis, hai mă, să pun niște folie, ca să nu se mai vadă așa de rău. Și ce credeți? Chiar nu se mai vede atât de rău. Se vede mai bine. Spune-le oamenilor ce vrei tu. Da, te rog. Acest Danielu e tot mult cu? Da. E Danielu de artist? Da. I-am pus folie stack de-aia cu regenerare la scriptură de-aia scumpă, frumoasă, ba! Nu, domne, două răzmii, nu-mi place, vreau de asta. Nu te poți că ai pus o... Da, mă, frate, aia era cu mov, aia e cu mov, are o tentă mov și eu vreau fumuriu și atunci trebuie fumuriu, nu mov. Dacă aveam o mașină care să meargă cu mov, da, eu știu, eu nu, la mine, oamenii trebuie să înțeleagă că foarte mult din ceea ce înseamnă mașina asta, înseamnă imagine. Adică eu, dacă mașina asta nu merge cu 35-uri, mie nu-mi place mașina asta. Ok, 35-urile, domnule, nu-ți trebuie că faci overlanding. Da, mai întâi trebuie să-mi placă cum arată. Dacă nu-mi place cum arată, poate să fie ea mama mașinilor, mama consumului, mama performanțelor. Deci contează mai mult imaginea decât funcționalitate, ca să zic așa. Ca să știți, să nu ziceți că v-am mințit sau v-am spus lucruri care nu sunt adevărate. E parfum, să-ți dea Dumnezeu sănătate și Maica Domnului, Mihai. Al câtelea set? Al treilea. Asta este setul pe care l-am avut înainte, cu tentă verde. Și acum am de producător originale de Lexus, tot cu folie. Mai am un set tot cu folie, originale. Am trei seturi de semnale, dacă mă întrebați câte vând, niciun. Da, încercăm să... Mașina asta, după ce o termin, trebuie să o desfac pe toată și să mai fac o dată. Înțelegi? Că totul e făcut greșit, știi ce zic? Adică, am avut astea puse pe mașină de când am luat-o strâmbe. Strâmbe, înțelegi? Am zis, bă, le dau jos, le polișez, le fac frumoase. Că nu, sunt doar 300 de euro astea originale, ca să înțelegi. Rahaturile astea. Și zic, le pun și eu drept frumos, știi? Și le-am pus drept frumos, doar că puteam să vopsesc și eu astea înainte. Că doar am vopsitorie. Adică puteam, nu mi-era greu, știi? Dar nu! Și acum vin la colan. Da, da. Pune-mi și mie, frate, te rog eu până aici, că mai sus nu pot, că nu mai vreau să dau astea jos odată, știi? Și acum pun colant. Un colant aici ca să se vadă frumos. Ca să le dau jos când o să vopsesc mașina integral, ca să vopsesc, ca să... În sfârșit. Bun. Și pe lângă asta, tot pentru posesorii de Land Cruiser 100, vă mai ofer o informație gratuită. După cum urmează, acest al treilea stop de frână, v-aș recomanda să puneți folie de protecție pe el. De ce? Pentru că... costul lui e doar de 1000 de lei. Iar de producător nu se găsește, adică... Fă-ți treaba, frate, nu sta de mine. De producător nu se găsește, se găsesc doar stopuri chinezești pe eBay care nu se potrivesc în locașul respectiv. O să ziceți, și ce dacă crapă de la soare? Ce dacă? Păi mine nu mă deranjează că e crăpat, sunt de acord cu tine, dar dacă crapă de la soare, așa cum se întâmplă, în mod normal, o să plouă în mașină. În rest, totul e țiplă. Revin cu rezultatul final. Da, mă arată țiplă, îmi place. Este ce trebuie. Nu-l mai tăia, că nu mai vreau mai deschidu și lini. Bă, îmi pare rău că am pus folie transparentă. Aia să punem fumurie, să se vadă că am făcut ceva. Păi tu vrei? Ba da, ok. Dar ziceam așa, știi? Când faci modificări la mașină care nu se văd, știi? Nu se văd, dar e ca și cum dai banii degeaba. Nu se văd. Mamă, îmi puneți acolo, nu? Artă, mă! Da. De-aia recomand cu căldură acest atelier. Adică chiar are căldură, oamenii stau în tricou. Fel mă duci deschid ușa acum. E nou. De la prezentanță. Nu cu 60 de desu, băieții. S-au chinuit ei, au vrut ei să facă. Au făcut. N-am ce să zic. Pretențiile mele nu erau atât de mari, dar mi-au făcut impecabil. Stopul nu-l mai arăt, că ce-ți vă arăt? E la fel ca înainte. Vorba aia, am dat banii degeaba, cum ar veni. Știi când faci modificări la mașină și nu... Da. Sunt super încântat. După ce am... lăsat să acționeze smacurile astea împotriva, care stopează, nu cred în ele, în sfârșit, am folosit o soluție aici, un lipici, un adeziv care se lipesc anumite piese pe mașini, ca să stopăm găurica asta, să nu sudăm, că și așa e tabla așa cum e, și așa arată. Fiulărim, chituim și vopsim. Noroc că am vopsitorie, că altfel m-a luat dracu. Poate refac și colțul ăsta. Nu vreau să pare că am pus gard, poartă nouă la garaj, ci am ieșit afară că înăuntru e muzică. Să vă prezint
soluția asta pe care o să o folosesc, acest rust converter, bla 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 bla, l-am mai testat, se aplică peste rugină direct, adică nu se curăță rugina, pentru că el reacționează cu rugina și o întărește foarte tare, frâjeală, nu mai lasă să acționeze, cel puțin din exterior, să nu mai afecteze piesa, pentru că noi știm că rugina vine din interior spre exterior, nici de cum din exterior spre interior, așa că ce protejăm noi, protejăm doar partea exterioară, nu facem mare lucru. Da, oricum, facem treabă ca să nu zicem că n-am făcut, nu? Băi, lăsa mașina așa de 3 ani, n-ai dat și tu cu soluție pe dedesubt. Asta e ce folosim. După care vopsea, simplu, nu te rosun. It's just me. Și arată pe aici. Ia să vedem. Nu știu cât se vede. Puntea spate. Se vede un pic? Nu se vede, nu? Da, în sfârșit. Am dat cu spray pe tot, pe toată partea. N-am dat pe aici. Partea asta n-am dat. Așa, acum înainte să dau. Și o să pun aici telefonul. Îl fac time-lapse. După ce dau. Ca să vedeți. Nu știu, mi se pare că se negrește un pic, dar... Eu știu că devine așa transparent și incolor și inodor și insipid. Așa arată acum. Udă. Vorba aia. Udă, domnul. Udă și ruginită. Am dat. Am avut și nevoie aproape de 12 lei. Ca să dau pe unde am putut. Mai urmează operațiunea a doua, vopseaua. Nu folosesc vopsea. Nu raptor, antifur. Mă filmezi și pe mine? Îți dau telefon. Nu, mă! Încă filmează, adică chiar încă filmează. 8-urile la... Da, mai că vin și eu un pic, ce? Stai că eu filmam. A, de unde se aude? Da, e zic, de unde zici că se aude? Din astea se aude, că se și simte, da? Da. Okay. Da. Dă-i cu spray, ce să zic, hey. Eu știu. Da, mă. Am venit la revizie la gaz, că așa e, periodic trebuie să faci revizia. Noi o facem când își aduce Vali aminte și îmi zice: bă, mai mergem și noi la revizie la gaz? Da, Vali, mergem, îl sunăm pe Marius și mergem. O să vă spun și cât costă după ce o să o efectuăm. Vă arăt și ce schimbăm, dar momentan așteptăm să intrăm la programare, domnule. Până atunci ungem niște uniboluri, că vorba aia, nu mai scârție, că ce să facă unibolurile? Scârție.
Ia uite, mă, îmi dă cu să pun, face și motorul. Bravo, mă. În baniște. Am luat erori aici. Vedem noi acum care e treaba. Vedem care e treaba. Și că acum 2 ani am făcut revizia la gaz, incredibil. Incredibil. Bă, acolo cuplul de putere. Și mă, mai ce zici că am mers să fac și am pus compresor și bosule la Daino. Am pus compresorii și nebun la ea. Și câte e valori aici? Lucruri, CT, tot felul. Uite, mă, scrie, vezi? Hana 2000 Black. Am eu, vezi? Hana e tare, Hana. Hana Montana. Mini gaz RPM 6000 maxim, cât merge, error delay cu tare pressure. Da, mă, îmi ziceți voi dacă e bine, nu știu, eu nu mă pricep cu asta. Ea merge 6 elvețiani, ești nebun. La doar 500 de km. Da, mă. După 2 ani filtrele arată așa. N-am știut că mașina asta trebuie să piuie când trebuie să ajung la revizie, pentru că ea este setată să știe câte ore de funcționare are și când ajungi la un anumit număr de ore, trebuie să mergi la revizie, te anunță ea, știi? Am și uitat că am făcut revizia acum 2 ani, credeam că acum un an am făcut-o, dar nu, am făcut-o acum 2 ani. Așa se prezintă filtrele, le mai arăt o dată. Și așa merge mașina. Aie. Bă, ce rar, îmi văd mașina de afară. Să încercați și voi să vă dați mașinile oamenilor de încredere cât de cât. Și să vă uitați la ele de afară. Sunt mai mișto de afară decât dinăuntru, știi? Poți să iei maxim. Mai merge, mai merge, mai e 2 metri. Ce-a ruginit pragul ăla. Nebunesc. Mama lor de ruginituri, dacă le mai suport. Plin de V8-uri. După pe drumurile. Mame, descurte drumul. Aveți să nu dărâm coșul ăla. Aglomerat. Unde? CRV-uri, V8-uri, nebunii, pusieturi, hârcâieturi. Da, mă, și cum am promis, asta e oglinda nebună de 200 de lei. Trebuie să recunosc că eu am descoperit-o la Cabi. Cabi a zis, ia uite ce oglinda mi-am luat. Zic, ce e oglinda asta? E scumpă. Nu, 200 de lei. Cum 200 de lei? Da, dom'le, atât am dat pe ea. Du-te, dom'le, nu te cred. Zic, vreau și eu că eu nu văd în spate. În spate, jos. Jos aici, lângă mașină, știi? Adică, în momentul în care dau cu spatele și e smart-ul ăla în spatele meu, știi? Să știu și eu cât mai am până la el, știi? Dar bine, stai că putem să facem aici, să vedem. Tot sunetele sunt nebunești, știi? Și văd și eu, uite, am smart-ul acolo și gata, am parcat. Frumos, elegant. Are și cameră pentru mersul înainte, care înregistrează, bași cardul, faci dregi. E mișto că poți să-ți selectezi imaginile astea cum vrei tu, să schimbi, să faci, să dregi, să vezi în față, să vezi în spate, sau să oprești, să nu mai vezi nimic. Să vezi doar în spate. Da, pentru 200 de lei, eu zic că a meritat. Noaptea nu văd nimic. Când dau cu spatele, nu văd nimic noaptea, dar măcar văd ziua. Pentru 200 de lei și 250 de lei montaj, aia am făcut-o și pe asta, cum s-ar zice. Și cum ziceam în episodul ăia, nu mai am nimic de făcut. Am multe de făcut, mă, dar nu prea am mai avut eu chef așa, știi? Trebuie să rezolv problema asta cu sonda litrometrică care s-a stricat pe elevator, la mecanic. S-a stricat, a început să dea eroare, să facă să dreagă. Dacă tot mă apuc de treaba asta cu sonda litrometrică, mă apuc și de rezervor și de scutul rezervorului, care scutul rezervorului este foarte ruginit, dar chiar nici nu mai există o parte din el. Costă 3.300 de lei, piesa nouă originală, anul trecut era 2.000 de lei, pe eBay este 180 de euro, încercăm la dezmembrări în România să vedem la ce prețuri găsim scutul ăla. Schimbăm scutul, dăm rezervorul jos, curățăm, facem, schimbăm sonda litrometrică, schimbăm și pompa de benzină, că acum după ce am fost la revizie la gaz, mi-a zis băieții la gaz, domnule, s-ar putea să nu meargă mașina corect pe benzină, merge cam sărac. Vorba aia V8, sărac, nu prea se pupă, știi? Și am zis, haide mă,
Să vedem care e treaba și cu pompa de benzină. Pompa de benzină originală costă 3000 de lei. 3000 de lei în anumite locuri, 2500 până altele, și de producător e 70 de lei. Mă, așa diferență între original și producător. Nu știu voi cum vă descurcați cu dezmembrările, dar la mine e dezastru. Deci dacă am sunat 7 oameni care dezmembrează Toyota, toți mi-au zis să le las mesaj pe WhatsApp, că îmi răspunde ei când o fi. Așa merge treaba la dezmembrări. Da. Mai sunt multe lucruri de făcut la Toyota. Cutia de transfer, rezervorul, pe dedesubt, de negri, de aia, tinichigerie. Zici că nu m-am apucat de ea. Zici că sunt la început. Da. Ce să facem? Îi dăm înainte. Ce să zic? Ăsta a fost episodul. N-a fost ăsta episodul, că vreau să explic cu basculele sau brațele inferioare de ce le-am luat și le-am recondiționat și așa, sau nu? Hai că explic în episodul următor. Vă zic pe scurt, doar pentru fanii super interesați de model, dacă vă luați de producător, nu mai puteți să schimbați pivoții la ele, niciodată să le schimbați cu totul. La cele originale se găsesc pivoți de producător de pus, dar la brațele cumpărate de producător nu se mai găsesc, nu se mai pot schimba, deci trebuie schimbate brațele cu totul. De-aia am ajuns la concluzia, ne auzim și ne vedem în trafic, cum ar veni, ne vedem pe internet, share, like și subscribe și aia e, să fim sănătoși, că le facem pe toate ușor, ușor.